Bine te regăsesc la o nouă lecție dedicată textului narativ literar, în special personajelor. Un text narativ se construiește în jurul unei teme alese de scriitor, pe care o ilustrează prin personaje și acțiune plasată într-un cadru spațiotemporal. Naratorul este vocea care povestește. Dintre toate elementele unui text narativ, personajele sunt cele care au un impact major asupra cititorului. Te invit să descoperim împreună cum procedează un scriitor pentru a crea personaje într-un text narativ literar. Personajele literare sunt folosite în textul narativ de către scriitor cu scopul de a exprima în mod indirect anumite idei sau concepții referitoare la viață, la relațiile dintre oameni, dintre oameni și alte ființe sau obiecte. Personajele reprezintă diferite tipuri de comportamente umane. Deși personajul literar este creația scriitorului, totuși, scriitorul îmbină observarea și cunoașterea persoanelor reale cu imaginația sa în așa fel încât creează un personaj care are o identitate ficțională. Imaginația ta va construi un text care va fi precum o casă pentru mine, dar și pentru gândurile și sentimentele mele. Sunt personajul tău. Ce urmează? Imaginația ta mă trimite într-un castel. Aștept aventura. Am ajuns într-un laborator secret. Ce magie ai vrea să fac? Să mă transform într-o notă muzicală care compune o melodie? Sau să fiu un iepuraș care merge la școală? Sau poate vrei să fiu o broască ce merge într-o călătorie cu vaporul? Pot fi tot ceea ce vrea imaginația ta. Dialogul imaginar dintre personaj și autor este doar o posibilă ilustrare a creării unui personaj care prinde contur în imaginația creatorului. Personajul ales de autor devine personaj principal, un fel de stăpân în lumea textului. El se mișcă și acționează într-un anumit cadru spațial, adică în diferite locuri și în anumite perioade de timp, ceea ce constituie cadrul temporal. Personajul interacționează cu alte personaje și astfel apare succesiunea de întâmplări în care personajul exprimă gânduri, emoții și este ghidat în tot ceea ce face de anumite valori morale. Dacă ne imaginăm textul narativ precum o grădină, atunci autorul este cel care sădește personajele prin puterea imaginației și a talentului său. Personajele se hrănesc și cresc prin fapte, gânduri, atitudini, emoții și valori care se împletesc într-o succesiune captivantă de întâmplări desfășurate în timp și spațiu. Din simbioza acestor elemente se configurează tema textului, așa cum o floare crește din solul care a hrănit-o. Este menirea cititorului de a identifica tema textului în funcție de capacitatea lui de a observa și de a înțelege elementele componente ale textului. Să ilustrăm pe scurt tema și câteva valori asociate personajului din cartea Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Pentru a stabili tema textului, este necesar să cunoaștem acțiunea și personajele. Pe scurt, pilotul unui avion aterizează de urgență în deșertul Sahara și îl întâlnește pe Micul Prinț, care a sosit pe Pământ de pe îndepărtatul asteroid B612.
Băiatul povestește despre călătoria sa, despre planetele pe care le-a vizitat, despre viața sa anterioară, despre trandafirul pe care îl iubește. Pământul este a șaptea planetă pe care o vizitează, iar în călătoria sa întâlnește multe tipuri de oameni, flori și animale. Putem spune așadar că aspectul de maximă generalitate pe care îl cuprinde această poveste complexă este călătoria în univers, ca o formă de căutare și de descoperire a sensului vieții. Mai concis, tema textului este viața și sensul ei. Valorile morale sau culturale se află în strânsă interdependență, deoarece cultura reprezintă combinația dintre cunoașterea umană, convingerile și normele sociale pe care societatea le adoptă și le transmite viitoarelor generații. De aceea, valorile morale sunt puncte de reper majore promovate de o anumită cultură. Printre valorile morale care pot fi asociate personajului Micul Prinț, putem menționa cunoașterea, curiozitatea, diversitatea, prietenia, iubirea, responsabilitatea. Așa cum apa este o oglindă pentru mediul natural, tot așa personajele literare sunt oglinzi pentru cititor. Scriitorul Amos Oz, în cartea de interviuri Din ce este făcut un măr, spune că darul literaturii pentru cititor constă în faptul că se poate recunoaște în unele dintre personaje sau se diferențiază de alte personaje, lărgindu-și astfel granițele cunoașterii. Se spune că avem atâtea vieți câte personaje literare au trăit pe ecranul minții noastre.